Evanghelia după Luca, la capitolul 16, de la versetul 9 la versetul 13. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți sfârși, să fiți primiți în corturile veșnice. Cel ce este credincios în puține lucruri, este credincios și în multe. Și cel ce este nedrept în puține lucruri, este nedrept și în multe. De aceea, dacă n-ați fost credincioși și în bogățile nedrepte, cine vă va încredința pe cele adevărate? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va încredința, cine vă va da ce este al vostru? Niciun slujitor nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va disprețui pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Familia după Luca. Evanghelia după Luca, la capitolul 16. Am citit petușor de la versetul 9 la versetul 13. Este unul din mesajele din seria de administrare pe care am predicat-o în luna aceasta, de ce în ianuarie vă învăț și predic din Cuvântul lui Dumnezeu despre administrare. Și probabil luna viitoare va fi un ultim mesaj sau călăuzește Domnul, dar în seara aceasta am numit acest mesaj Administratorul Credincios. Am mai avut un mesaj în luna ianuarie, Administratorul Credincios din 1 Corinteni, capitolul 4. Este diferit și pasajul și mesajul, dar în mare este vorba despre același lucru, este vorba despre aceeași slujbă, este vorba despre același Dumnezeu care ne învață și ne dă lucrurile acestea. Și într-o zi, ne spune cuvântul, ne va cere socoteală. În Luca, la capitolul 16, este unul dintre pasajele peste care de multe ori trecem repede și nu vrem să ne punem întrebări oare ce vrea să însemne asta, pentru că este uneori un pasaj controversat sau prost înțeles din Scriptură, mai bine zis, unul dintre pasajele foarte rar menționate. Eu, personal, nu mi-amintesc să fi auzit o predică din acest pasaj. Poate că am auzit una, dar nu mi-amintesc. De asemenea, eu, la rândul meu, nu predic prea des din acest pasaj. Dar cred că am mai predicat cel puțin o dată din acest pasaj cu câțiva ani în urmă. Dar aici avem una din lecțiile majore ale Domnului Iisus Hristos în ceea ce privește administrarea. Găsim aici o motivație importantă pentru slujire. Motivația este foarte importantă. Nu doar ceea ce facem, dar de ce facem. Și de multe ori motivul de ce facem ne impulsionează la ceea ce facem și cum facem. Motivația este foarte importantă. De ce facem ceea ce facem? În general, creștinii, și am observat asta de la începutul vieții mele creștine, sigur eram într-o biserică baptistă de Uniune, dar am observat asta foarte clar și a fost o confuzie la început pentru mine, dar în general creștinii sunt motivați în slujire de frică. Vin la biserică de frică, se abțin de la anumite lucruri rele de frică, dacă mai fac câte ceva, se ascund sau nu vor se vadă alții de frică. Deci, aceasta este în mare și în general motivația multor creștini pentru slujire sau pentru viața lor creștină. Le este frică să nu-L supere pe Dumnezeu și atunci Dumnezeu să nu-i mai binecuvinteze aici pe pământ și să piardă binecuvântările lui Dumnezeu. Ba chiar le este frică să nu-i lovească Dumnezeu și unora le este frică chiar că își vor pierde mântuirea. Și aceasta este motivația lor cu care slujesc sau cu care fac ceea ce fac sau cu care nu fac ceea ce uneori și-ar dori să facă. Sau dacă fac, ascund lucrurile acelea. În 1 Corinteni, capitolul 15 și versetul 19, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu că dacă numai pentru viața aceasta ne punem noi speranța în Iisus Hristos, suntem cei mai jalnici, cei mai deplâns dintre toți oamenii.
Dacă ceea ce facem noi pentru Dumnezeu este numai ca să primim înapoi bine de la El în viața aceasta, să nu ne lovească, să nu ne dea vreo boală, să nu ne răpească binecuvântările, dacă numai pentru asta, dacă asta ne motivează pe noi în slujirea creștină, dacă de asta venim la biserică, dacă de asta citim Biblia, dacă de asta dăruim la colectă, suntem cei mai deplâns dintre toți oamenii și nu înțelegem mare lucru. Ba mai mult, în Matei capitolul 6, versetul 19 și 20, îmi spune Cuvântul lui Dumnezeu, strângeți-vă comori din cerul. Aceasta este motivația slujirii. Comorile cerești. Nu vine cuvântările pământești. Și nu vă strângeți comori pe pământ. Strângeți-vă comori în cerul. Acolo unde nu se vor devaloriza. Și acolo unde veți beneficia de pe urma lor pentru o veșnicie întreagă. Realizăm noi cât de înguși suntem la minte de multe ori, încât punem atât de mult preț și ne îngrijorăm așa de tare și ne facem atât de multe planuri pentru viața asta de pe pământ care este atâta. Și nu ne îngrijim aproape deloc de veșnicie. Strângeți-vă comori în cerul și nu vă îngrijorați de lucrurile de pe pământ. Pentru că sunteți trecători aici. Acest pasaj în Luca, la capitolul 16, este un pasaj despre administrare și începe cu o parabolă, n-am mai citit această parabolă de la versetul 1, o parabolă care pare foarte ciudată, de asta am spus că de multe ori este ocolită și nu veți auzi prea multe predici și nici atunci când veți ști pentru dumneavoastră, nu veți sta prea mult să puneți întrebări asupra acestui pasaj, fiindcă pare foarte ciudată această parabolă și continuă pasajul cu o concluzie și mai stranie din partea Domnului Iisus Hristos. O concluzie pe post de învățătură principală a acestei parabole. Și de multe ori când am citit asta în primii ani ai vieții mele creștine, nu prea știam ce să cred de aici. Nu știu dacă ați pățit vreodată asta. Acum nu mai pățesc, dar la începutul vieții creștine pățeam. Citeam ceva din Biblie sau auzeam ceva într-o predică și era argumentat cu versete biblice și eu ziceam, nu cred. N-ar trebui să fie așa. Cred că au greșit ăștia Biblia aici. Dacă aș fi fost, eu n-aș fi făcut așa. Sigur, dar nu este cuvântul meu Biblia, este cuvântul lui Dumnezeu. Uneori credem că nu-i corect ce scrie aici. Uneori credem că e ciudat, asta nu poate să fie adevărat. Parcă n-ar trebui să fie Biblia asta, poate că nu de la Dumnezeu. Și această parabolă este pare o învățătură destul de ciudată. Subiectul principal al acestei parabole este că vine ziua când toți administratorii vor da socoteală. Și va trebui să aducă registrele, să facă inventar. Da? Cei care au lucrat vreodată în contabilitate sau au fost vreodată, cum se zice, din aceștia, administratori sau gestionari, au avut gestiune, da? Știu ce înseamnă inventar și știu ce înseamnă să aducă registrele și să dea socoteală. Și vedem în versetul 2 asta. După ce l-a chemat, i-a zis, ce au vorbindu-se despre tine? Dă socoteală de administrația ta. Pentru că nu mai poți fi administrator. S-a încheiat contractul tău, s-a încheiat perioada de administrație și acum trebuie să facem inventarul. Și acesta este subiectul principal al parabolei. Acum, în paranteză, am să vă dau un sfat. De fiecare dată când veți vedea o parabolă în Cuvântul lui Dumnezeu, nu vă lăsați imaginația să interpreteze și să dea o concluzie la fiecare detaliu din acea parabolă. Fiindcă parabolele au scopul, ele nu sunt întâmplări reale. Acestea nu sunt întâmplări reale. Sunt niște istorisiri, da, fabricate, niște ilustrații date de Domnul Iisus Hristos ca să ilustreze niște adevăruri. Nu căutați să interpretați fiecare detaliu al unei parabole. Parabola are o singură învățătură centrală. Căutați învățătura aia și țineți-vă de aia. Nu vă uitați la toate detaliile. Ce-a făcut o muscă, ce-a făcut un fir de păr care a căzut pe haine, poate a fi fost sfânt, poate nu a fi fost sfânt și așa mai departe. Că să vă pierdeți în detalii. Dar învățătura principală a acestei parabole este că vine ziua socotelii. Pentru fiecare administrator și pentru toți administratorii vine ziua în care zice, adu registrele, hai să verificăm, hai să facem socoteala și dă socoteala de administrația ta. Și atunci, fiecare administrator va primi un calificativ, așa cum am copii acum mici la școală, calificative. Da? Satisfăcător, bine, foarte bine sau inchi.
adică insuficient, da? Nesatisfăcător. Această răsplată va fi primită, sau acest calificativ va fi primit pentru felul în care ei au administrat avuția stăpânului lor, și acest calificativ va fi direct proporțional cu, sau va avea un corespondent într-o răsplată. Răsplata pe care o vei primi va fi direct proporțională cu calificativul, evaluarea pe care ai primit-o, dacă va fi bine sau insuficient sau suficient sau foarte bine, în conformitate, direct proporțional cu acest calificativ va fi și răsplata pe care o vei primi. Și această răsplată cerească, atunci când toți cei care vom ajunge acolo vom da socoteală de administrația care ne-a fost încredințată, această răsplată cerească este motivația reală și corectă pentru a fi un administrator credincios și productiv al stăpânului tău. Nu frica este motivația corectă, ci această răsplată cerească despre care Domnul Iisus menționează în continuu Noul Testament. Pentru asta trebuie să lucrăm. Pentru asta trebuie să fim credincioși. Pentru asta trebuie să slujim. Unii oameni ne gândim, oh, dar ce este corect așa? Nu, eu slujesc pe gratis. Noi suntem gata să fim, cum se zice, mai religioși ca Papa. Așa au fost și Petru. Da? Domnul nu-și cere să fii mai religios ca Papa. Domnul își cere să faci numai ce zice El. Ce zice El e corect. Amin? Indiferent cum ți se pare ție. Ce zice El e corect. Nu ce crezi tu că e corect, e corect. Amin? Asta este o lecție pe care trebuie să învățăm. Uneori noi vrem să corectăm pe Dumnezeu. Așa cum a avut și eu, așa cum a avut și prietenii lor. Noi ne credem că suntem mai drepți decât Dumnezeu. Și vrem să arătăm lui Dumnezeu că greșește în unele lucruri. Nu ce credem noi că e corect, e corect. Ci ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu, aceasta este corect. În Ioan capitolul 6 și versetul 27, Domnul Iisus Hristos însuși spune: lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru cea care rămâne pentru viața veșnică. Exact acest lucru zice. Lucrați, fiți motivați, fiți, mă rog, propulsați înainte, fiți energizați de mâncarea care rămâne. Nu lucrați pentru lucrurile astea de pe pământ. Nu lucrați pentru o casă, nu lucrați pentru o moștenire pământească, nu lucrați pentru lauda oamenilor, nu lucrați pentru mâncarea pieritoare, ci lucrați pentru cea nepieritoare. Ioan capitolul 6 este capitolul cu pâinea vieții. Și Domnul Iisus le spune mulțimilor care tot veneau după El, zice: voi mă căutați fiindcă ați mâncat din pâinea care v-am dat. Și, nu? Ați câștigat ceva aici pe pământ și mai vreți. Și Domnul Iisus zice: nu lucrați și nu vă consumați timpul și interesul pentru mâncarea pieritoare, ci lucrați pentru cea care rămâne pentru viața veșnică. De asemenea, dacă citim în Filipeni, capitolul 3, avem mărturia Apostolului Pavel, care ne arată foarte clar această motivație, și anume răsplata cerească, care l-a mânat pe el în viața lui creștină, după ce a fost mântuit, și spune: lucrurile care pentru mine erau câștig, acum le consider ca pe o pierdere. Și acum ce mă mână? Ce vreau să obțin? Către ce aleg? Ce mă motivează în fiecare zi? Și Apostolul Pavel spune în Filipeni capitolul 3, de la versetul 12: nu că am și câștigat premiul, sau că am ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Apostolul Pavel știe și înțelege că există un premiu ceresc, o răsplată care ne așteaptă. Și spune: întrucât am fost mântuit, am fost apucat de Hristos, am fost scos din lumea asta, acum alerg înainte și caut să apuc acea răsplată, caut să apuc acel premiu ceresc. Asta mă motivează, spune el, în fiecare zi din viața mea. Pentru asta trăiesc și pentru asta slujesc. Fraților, continuă pasajul în Filipeni, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Era foarte motivat Apostolul Pavel. Și spune: nu mă las distrat de nimic, nici o grijă pământească, nici o persoană, nici un vecin, nici o rudă, nici un copil, nici un bunic, nici o pisică, nici un cățel. Nimic nu mă poate deraia
de la țintă. Uit ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești. Și în 2 Timotei, capitolul 4 și versetul 7 și 8, avem mărturia Apostolului Pavel la sfârșitul acestei alergări, la sfârșitul acestei curse pe pământ. Și spune în 2 Timotei 4, 7 și 8, m-am luptat, lupta cea bună. Am sfârșit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa dreptății, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept și nu numai mie, și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Iată pentru ce a alergat Pavel și pentru ce a luptat el. Pentru premiul chemării cerești. Pentru cununa pe care va primi ziua aceea de la Domnul. Și nu numai el, toți cei care ascultă, toți cei care se lasă mânați de această răsplată cerească. Sigur, vorbim despre creștini aici. Și dacă vreți să vedeți în ce a constat alergarea lui Pavel și lupta lui Pavel și ce a făcut el, citiți în Biblie să vedeți. De multe ori a fost flământ, de multe ori a fost în arest, de multe ori a fost bătut, de multe ori a fost considerat ca și gunoiul societății, disprețuit, umilit. Noi imediat ne șiponăm dacă ne umilește cineva sau ne închide ușa în nas sau nu ni se dă ce merităm sau ne este puțin frig sau ne este puțin foame sau nu avem ce are vecinul nostru. Citiți să vedeți cum a trăit Pavel, dar spune el, toate acestea le-a făcut pentru premiul chemării cerești. Și aceasta este motivația corectă. Deci, Biblia ne învață foarte clar că Dumnezeu are pentru cei mântuiți, pentru fiecare parte, nu ceva colectiv, ci pentru fiecare parte dintre cei mântuiți, Dumnezeu are o moștenire, o răsplată, un premiu, care ne așteaptă la linia de sosire. Păstrată pentru noi în ceruri. Nimeni nu ne-o poate lua, nu se alterează, nu se învechește, nu se devalorizează. Dumnezeu o păstrează pentru noi în ceruri și de asemenea noi suntem păstrați de puterea lui Dumnezeu și vom ajunge acolo. Premiul nu este că suntem mântuiți că ajungem în cer. Nu, asta nu este un premiu. Acesta este un har. Am învățat de dimineață. Nu suntem mântuiți prin fapte, suntem mântuiți prin credință. Și oricâte fapte bune vei încerca să faci, nu vei simți acea eliberare de povara păcatului. Doar când vei crede în Iisus și în Harul lui Dumnezeu, vei simți acea nevinovăție și acea eliberare și acea siguranță a cerului. Și dacă citim în 1 Petru, capitolul 1, vedem această învățătură. 1 Petru, capitolul 1, versetul 4 și 5. Vedem cum și comoara este păstrată pentru noi în cerul de Dumnezeu și noi suntem păstrați ca să ajungem acolo. Da? 1 Petru, capitolul 1, versetul 4 și 5 spune că a fost chemați la o moștenire nestricăcioasă și nepătată și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi. De cine? Evident, de către Dumnezeu. Și versetul 5, voi care sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremea de pe urmă. Nu suntem păziți prin faptele noastre bine, că venim la bune, că venim la biserică, că dăm zeciuială, că nu fumăm, nu bem, nu jurăm, sau mă rog, n-ați spart casa nimănui. Nu de asta depinde siguranța noastră de a ajunge acolo, ci suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Amin? Amin. Dar când vom ajunge acolo și când vom sta față în față cu moștenirea, Dumnezeu zice, aduceți registrele, le dați socoteală, hai să vedem cât meritați din moștenire. Mai tăiem din ea, o primiți aproape toată, o primiți toată, hai să vedem cum este. Este I, este S, este B, este F, B. Hai să vedem care este calificativul. Aceasta este comoara cerească pe care Dumnezeu o are pregătită pentru fiecare dintre noi în parte, dar pe care o vom primi întreagă, sau ciuntită, în parte, în funcție de calificativul pe care îl primim în ziua când vom da socoteală de administrația noastră. Ce am primit noi spre administrare? Am avut o lecție în luna trecută, în ultimele săptămâni, în care am văzut că Dumnezeu ne încredințează avuția sa. Adică e concret, nu trebuie să ne facem iluzii. Ce va fi examinat? Din ce domenii ale vieții vom da socoteală? Timpul, în primul rând.
24 de ore în fiecare zi, avem fiecare dintre noi și fiecare dintre noi suntem stăpâni pe timpul nostru, ce facem cu el. Talentele, darurile spirituale, sunt mulți creștini care vor ajunge în ziua aceea să dea socoteală, ei nici nu știu că au un dar spiritual. Poate nu le-a spus nimeni niciodată, poate nu le-a interesat, nici măcar nu și-au descoperit darul. Ce să mai el și folosească? Ei nu știu dacă Dumnezeu le-a dat darul de învățător, sau de să încurajeze pe alții, sau să fie ospitalier, sau să se roage, sau să facă lucru cu mâinile, sau, nici nu știu ce dar au. Ce să mai dea socoteală despre ce au făcut cu el? Mărturia noastră, renumele, cum administrăm noi renumele de copil al lui Dumnezeu? Ce mărturie avem? Oportunitățile pe care le dă Dumnezeu în fiecare zi, o grămadă de ocazii pe care Dumnezeu le dă în fiecare zi, o grămadă de oportunități. Ce facem cu ele? Și evident, banii și resursele materiale. Vom da socoteală despre toate acestea. În 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 13, vorbește despre ziua aceea a socotelii creștinilor și spune, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Și atunci se va vedea cum este lucrarea fiecăruia. Foarte clar, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și acolo, nu suntem judecați ca să fim primiți în cer sau să fim scoși afară din cer. Toți cei care vor fi acolo vor fi primiți în cer. Dar unii vor câștiga răsplata care a fost păstrată pentru ei, alții vor câștiga numai jumătate sau numai trei sfert sau numai un sfert, iar alții a căror lucrare au lucrat lucruri slabe, fânt, baie, trestie, nicio greutate pentru cerul, pentru Dumnezeu. Păi da, dar oamenii au zis că, vai, ce bine te descurci tu. Da, dar ce prețuiesc oamenii nu prețuiește Dumnezeu. Ce? Sunt alte valori acolo. Aceștia nu vor avea nicio răsplată. Cât despre ei spune, vor fi mântuiți, dar ca prin foc. Noi ajungem acolo prin har, prin credință și suntem păstrați de puterea lui Dumnezeu. Deci, despre asta este vorba în acest pasaj, care îi vizează, Luca 16, adică, acest pasaj care îi vizează pe creștini ca și administratori ai avuției lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a credințat avuția sa. Și, în versetul 9, avem concluzia și sfaturile Domnului Iisus Hristos pentru noi. Deci, a fi înțelept și zic eu, haideți să luăm aminte și să ne conformăm. Dacă n-am știut așa, să învățăm. Dacă n-am făcut așa, să ne schimbăm. Amin? Numai pe creștinul vrea să se schimbe. Să știți că ăsta este unul din cele mai grele lucruri pentru creștini. Pentru toți oamenii, dar și pentru creștini. Și dacă nu te înveți că trebuie să te schimbi mereu, 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 pentru că nu ești bun așa cum ești, pe măsură ce trec ce vremea și pe măsură ce trec ani și ce avansezi în vechime de credință, va fi tot mai greu să accepți că trebuie să te schimbi. Dar haideți să vedem ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și în versetul 9 spune așa, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte. Iată ce ciudățenie. Da? Faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte. Ce fel de vedem mai e și ăsta? Sigur, e un lucru bun să fii prietenos și să-ți faci prieteni, dar cum adică cu bogățiile nedrepte? Ce vrea să zică asta? Aceasta este o traducere mai puțin fericită. Nu este greșită traducerea, dar nu prea bine înțeleasă în limba română a grecescului mamona. Acesta este cuvântul tradus aici cu bogății. Mamona. Lucrurile pământești. Bogățiile firești. Lucrurile materiale. Bogățiile acestei lumi. Este același cuvânt din Matei 6:24. Nu puteți sluji la doi stăpâni, lui Dumnezeu și lui Mamona. Și este același cuvânt tradus tot aici în Luca 16:13. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Acesta este cuvântul tradus și în versetul 9 ca și bogății. Și da, asta este Mamona. Unii cred că Mamona este diavolul. Nu, nu este diavolul Mamona. Sunt bogățiile lumești. Da? Dar sunt atât de importante pentru unii, încât ele devin ca un stăpân. De asta și este scris cu literă mare. Mamona. Este ca, și Domnul Iisus zice, este un stăpân. Pune stăpânire pe tine. Și îi vei sluji. Da. Nu
și lui Mamona. Da? Zice Domnul Iisus, faceți-vă prieteni cu bogățiile nedrepte. Aceste lucruri pământești, aceste resurse care ne sunt încredințate de Dumnezeu spre administrare, ele nu ne aparțin. E aici și expresia bogății nedrepte, adică nemeritate, nu sunt ale noastre. Este avuția stăpânului nostru. Mamona, lucrurile pământești, bogățiile acestea vremelnice. Dar Dumnezeu ne îngăduie și îngăduie să ne treacă prin mâini și prin buzunar. Atenție! Nu toate bogățiile sunt de la Dumnezeu. Aici iarăși este o capcană. Da? Mulți frați și surori creștine cred că toate câștigurile și toate bogățiile și toate binecuvântările vin de la Dumnezeu. Nu! Diavolul promite și el asta. Și spune chiar Domnului Iisus Hristos, mie mi-au fost date și le dau cui vreau. Da? Dar și Dumnezeu îngăduie să avem, evident, mai mult sau mai puțin din lucrurile lumii acesteia și acestea sunt, acesta este Mamona și sunt bogățiile care nu ni se cuvin. Dumnezeu ni le încredințează. De aceea se numite aici nedrepte. Noi nu le merităm, nu sunt ale noastre, sunt talanții care ne-a lăsat stăpânul nostru. Ce facem cu ei? Ce facem cu ei? Domnul Iisus ne sugerează să ne facem prieteni cu ei. Să investim ca să ne facem prieteni. Cum adică prieteni? Ce fel de prieteni? Pentru ce să ne facem prieteni? Că Domnul Iisus spune care ne vor primi bine și care ne vor recunoaște meritele și influența noastră bună asupra lor atunci când vom sfârși aici pe pământ și vom fi primiți în corpurile veșnice. Eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte. Și iată motivul. De ce să vă faceți prieteni? Pentru că atunci când veți sfârși, aici pe pământ se referă, dar să fiți primiți în corpurile veșnice. Din nou, nu este vorba despre a fi mântuiți, am văzut că asta nu este prin ce facem aici pe pământ, ci este vorba despre a fi primiți bine. Și asta se vede foarte clar și din paralela cu parabola pe care o dă Domnul Iisus Hristos. Nu de faptul doar de a fi primiți, ci de cum vom fi primiți acolo? Dacă citim în versetul 4, în parabolă, administratorul acesta nedrept, când a auzit că vine ziua de inventar și știa că nu ia să vine, zice, nu, ce voi face acum? Ca să asigur viitorul, ca să îmi aștern, da? Ca să dorm bine, confortabil, că gata, mi se ia șefia, mi se ia administrația, o să fiu un om de rând, o să mă duc printre ăia a căror șef am fost. Cum mă vor trata ei? Atunci au început să-și facă prieteni printre ei cu bogățiile nedrepte ale stăpânului său. Da? Asta este parabola, asta este învățătura, asta este mentalitatea. Spune el, știu ce voi face, ca atunci când voi fi scos din administrație, ei să mă primească în casele lor. Adică să mă primească bine, să nu mă pună la sapă. Da? Să trăiesc o viață bună. Și în versetul 8, spune morala, stăpânul a lăudat pe administratorul nedrept pentru că lucrase cu dibăcie. Din nou, se pare ciudată această morală. Cum adică? Păi ăsta a fost nedrept, cum să fie lăudat? E corect asta. Da? Trebuie să fim atenți la învățăturile lui Dumnezeu. El nu este lăudat pentru că a fost nedrept, ci este lăudat pentru dibăcie. Pentru faptul că și-a așternut înainte că a știut ce urmează. Noi toți cei mântuiți vom ajunge în corpurile veșnice. Dar câți dintre noi ne strângem comori în cer? Câți dintre noi lucrăm cu dibăcie să folosim ce ne trece prin mâine aici ca să fim primiți bine acolo? Că atunci când ajungem acolo să avem mulțim de oameni care zic, hei frate, bine ai venit, ți-amintești când ai făcut asta pentru mine, când m-ai chemat la biserică, ți-amintești când ne-am rugat împreună, ți-amintești când ai făcut asta și asta. De cât te așteptam să vii aici? Câți ne vor întâmpina așa acolo? Asta este învățătura de aici. Eu vă zic, zice Domnul Iisus, câți ne vor mai cunoaște acolo? A câtor oameni de acolo vom fi influențat noi viața folosind mamona, folosind bogățiile nedrepte? Sau le-am folosit pentru binele și confortul nostru și pentru moștenirea copiilor noștri? Pentru ce le-am folosit? Asta este învățătura parabolei. Eu vă zic, zice Domnul Iisus,
Noi toți cei mântuiți vom ajunge în corpurile veșnice, dar câți prieteni ne vor aștepta acolo și cum ne vor primi ei, cum ne vor saluta ei, cum ne vor onora ei acolo. Cât de mult am folosit noi din lucrurile materiale încredințate de Domnul în viața aceasta ca să fim o binecuvântare și o influență eficientă pentru cei ce vor ajunge în corpurile veșnice. Așa ne vor primi. Amin? Amin. Asta zice Domnul Iisus. Eu vă zic. Administratorul nedrept a lucrat cu dibăcie, știa ce l-așteaptă și și-a așternut. Fiți voi înțelepți și strângeți-vă comori în cer, nu lucrați pentru cele pieritoare. Faceți-vă prieteni cu bogățiile nedrepte, pentru că atunci când veți ajunge în corpurile veșnice să fiți bine primiți. Strângeți-vă comori cerești. Următorul punct, versetul 10, credincioșia în lucrurile mici. Domnul Iisus dezvoltă învățătura din această parabolă și spune cel ce este credincios în puține lucruri este credincios și în multe. Și cel ce este nedrept în puține este drept și în multe. Când vine vorba de slujire și de lucrarea Domnului, care este cea mai la îndemână scuză? Doamne, Tu știi că eu n-am, știi că eu mi-e sărat, știi că eu sunt slab, știi că eu sunt neînvățat, n-am carte, știi că eu mi-s bătrân, știi că eu mi-s bolnav. Numai un talent am. Doamne, ce să aștepți de la mine? Eu numai un talent am primit. Asta este cea mai... Știi câte probleme am? Știi câte grijuri am acasă? Știi câte trebuie să fac? Și pentru ăla, și pentru ăla, și pentru ălălalt. Eu nu pot, Doamne, eu sunt mic, nu am. Dacă aș avea și eu mai multe, dacă aș fi mai liniștit, dacă ar fi mers lucrurile altfel în viața mea, atunci să vezi și te-aș fi slujit și eu. Dar eu sunt nimeni. Dar ce să fac eu pentru tine? N-ai nevoie de mine. Și într-adevăr, Domnul n-are nevoie de noi, dar ne dă un har ca să ne folosească. Amin? Este un har pentru noi să fim folosiți de Dumnezeu. Și nu suntem înțelepți dacă dăm cu piciorul la acest har. Credincioșia în lucrurile mici, ori de câte ori încredințăm din bunurile noastre sau din afacerile noastre cuiva spre administrare, este ca și cum am face o investiție și fiecare dintre noi supraveghem dacă suntem înțelepți, dacă nu vom pierde tot ce avem, să vedem dacă respectivul face ce trebuie cu ce i-am încredințat. Și nu-i vom da o responsabilitate mai mare dacă nu face ce trebuie cu ce i-am dat până acum. Și nu-i vom da de la început totul, și vom da puțin câte puțin să se dovedească, să vedem ce face cu puținul pe care îl am dat. Și cine este credincios în lucrurile mici, este credincios și în lucrurile mari, este demn de încredere, va primi mai mult. Cine va are, cine are, îi se va da. Și cine nu are, se va lua chiar și ce are. Este concluzia de la pilda talanților. Și cine este nedrept în lucrurile puține, spune aici Domnul Iisus, ce rost are să-i credințez mai multe lucruri. Domnul Iisus spune, motivul pentru care un administrator nu este credincios nu este volumul avuției care a fost încredințat. Indiferent că are puțin sau că are mult, dacă este credincios în puține lucruri, va fi credincios și în multe. Dacă știe să pună deoparte partea Domnului dintr-o sută de lei, va pune și într-o sută de milioane. Dacă nu știe să pună din 10 lei, poți să-i dai miliarde, tot nu va pune deoparte partea Domnului. Știu, va da mult mai mult, dar tot nu va da partea Domnului, așa că trebuie. Pentru că cine nu este credincios în lucrurile mici, nu este credincios nici în lucrurile mari. Cine știe, spune Pavel, am învățat cum să trăiesc și în belșug, dar și în lipsă. Cine știe să se descurce cu 2 bănuți, va ști să se descurce și cu 10.000. Și de cele mai multe ori, nu știm să ne descurcăm cu mult și ne descurcăm mai bine, cu mai puțin. Și poate este unul din motivele pentru care Domnul nu ne dă mai mult. Tot așa le încredințăm și noi, copiilor noștri, treburile și responsabilitățile casei. Și în funcție de credincioșia lor, își vor face un renume și vor primi mai multe în grijă. Nu le lăsăm mai multe în grijă dacă ei nu sunt de încredere și vor da foc la casă. Dacă ne uităm în Geneza, capitolul 39, este vorba despre Iosif. Și Iosif a fost credincios în lucrurile mici. Și a fost pus peste mai multe. Și spune în Geneza 39:3, se afla în casa lui Potifar și Potifar, stăpânul lui, a văzut că toate lucrurile care îi le pune în mâna lui prosperă. Domnul făcea să prospere
tot ce îi trecea prin mână lui Iosif. Și în versetul 9 spune că Potifar a luat o decizie și a lăsat totul pe mâna lui Iosif. Și el nu se mai îngrijea de nimic. Nu mai venea, se punea la masă, cerea ce avea nevoie. Nu-l mai interesau cifrele și registrele. Toată avuția lui și casa lui era pe mâna lui Iosif. De ce? Fiindcă era un administrator credincios. Cine este un administrator credincios în lucrurile mici, este credincios și în lucrurile mari. Câte lucruri mi-a încredințat nouă Domnul? Poate le zice. Poate mie numai puține mi-a încredințat. Poate că nu ești credincios în astea puține. Începe să fii credincios în astea puține și Domnul îți va încredința mai multe. Și ultimul lucru de aici, versetul 11, este să înțelegem că în viața aceasta, din punct de vedere al administrării, noi creștinii dăm un test. Este un test aici, este o probă. Este o probă de lucru. Pe subiectul administrării, viața aceasta pe pământ, pentru creștini, este un test. Este testul administrării. Și spune aici în versetul 11, de aceea, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cu mamona, cu lucrurile pământești, cu cele care nu erau ale voastre, cu cele care vi le-a încredințat Dumnezeu pentru o vreme, și dacă nu le-ați folosit cum trebuie pe astea, cine vă va încredința pe cele adevărate? Pe cele care sunt în ceruri păstrate pentru voi? Cine vi le va da pe alea adevărate și, evident, mult mai valoroase, dacă voi nu v-ați dovedit de încredere cu astea de aici, de pe pământ, trecătoare, și care v-au fost încredințate pentru o vreme? Viața noastră creștină aici, pe pământ, este un test al administrării. Când vom termina această viață, se termină și administrația noastră și, ca și acest administrator din Luca 16, vom da socoteală. Vom fi chemați, vom aduce registrele, vom aduce socotelile și vom da socoteală de administrația noastră. Și atunci vom primi ce este al nostru, moștenirea pe care Dumnezeu o păstrează în cerul pentru noi. Premiul chemării cerești, așa cum îl numește Apostolul Pavel, sau cununa, cununa neprihănirii sau a dreptății acolo. În altă parte este cununa care nu se poate vesteji, sau cununa de slavă, de laudă. Și mai sunt și alte răsplăți, răsplata cerească. Dumnezeu nu doar că păstrează intactă această moștenire pentru noi în ceruri, nu se poate vesteji, nu se devalorizează, nu ne-o poate lua nimeni altcineva, dar Dumnezeu ne și asigură aici pe pământ tot ce avem nevoie. Talente, daruri, oportunități, timp, putere, sănătate, orice avem nevoie, providență, ca să intrăm în posesia 100% a acelei comori. Dumnezeu face posibil ca noi să intrăm în posesia întregii moșteniri cerești. Nu noi asigurăm aceste lucruri. Noi vom decide dacă le folosim sau nu, dacă vom fi administrator credincioși. Dar Dumnezeu ne abilitează și ne echipează și ne pune la dispoziție și ne deschide orice uși este necesar ca să nu pierdem nimic din acea comoară. Bogățiile nedrepte sunt lucrurile lăsate nouă în administrație aici pe pământ. Și cele adevărate, în versetul 11, sunt lucrurile cerești sau moștenirea cerească. Și în versetul 12 spune, dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, din nou, lucrul altuia este ce ne-a încredințat Dumnezeu aici pe pământ. Administrația pământească. Este o probă de lucru pentru noi. Atunci, spune versetul 12, cine vă va da ce este al vostru? Ce este al nostru este slujba care ne așteaptă în cer. Dragi frați și surori, Dumnezeul nostru este mare. Amin? Amin. Uitați-vă la ce a creat El. Pământul ăsta este corupt. Se strică și va arde. Dumnezeu a creat lucruri extraordinare și va face lucruri extraordinare în viitor. Și noi avem oportunitatea să lucrăm împreună cu Dumnezeu. Amin? Amin? Spune Apostolul Pavel, ca un meșter înțelept, ca un arhitect înțelept. Dar nu vom fi angajați și vom pierde slujbe dacă nu ne dovedim credincioșia în administrația care ne-a fost dată aici pe pământ. Cine vă va da ce este al vostru? Versetul 13, Domnul Iisus spune, lucrurile sunt serioase. Nu este jocul. Trebuie să luați o hotărâre.
cum zice Ilie, până când vești șopăta între două păreri, și cu lumea și cu Dumnezeu. Nu merge, zice Domnul Iisus. În ceea ce privește administrația, nu merge. Niciun slujitor nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va disprețui pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu se poate. Trebuie să decideți pentru ce lucrați. Unde strângeți comori? Trebuie să luați o hotărâre. Nu vă amăgiți, zice Domnul Iisus. Nu puteți sluji la doi stăpâni, și lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu se poate. Versetul 14. Fariseii care erau iubitori de bani, auzeau și ei toate aceste lucruri și își băteau joc de el. Imaginați-vă această scenă. Domnul Iisus Hristos, din punct de vedere al lumii, era un nimeni, un pașamar de el, un zdrențuros. N-avea casă, n-avea masă, nu avea respect în lume, n-avea nicio poziție, nu terminase niciun colegiu, nicio facultate, n-avea nicio diplomă, n-avea salariu, n-avea nimic. Era un nimeni, nimeni nu-l băga în seamă, nu deschidea nicio ușă a mai marilor lumii acelea. Când ei, fariseii, ei erau cei mai respectați. Aveau straie, aveau bogăție, erau oameni religioși, oamenii se închinau înaintea lor, le pupau mâna, făceau rugăciuni pe la colțurile străzii, ridicau mâinile. Erau cei mai respectați oameni. Și erau și bogați. Și imaginați-vă scena. Auzindu-l pe Domnul Iisus vorbind despre aceste lucruri în felul acesta, au început să râdă. Cine e ăsta? Ce vrea să zică ăsta? Ce vrea să zică neajunsul ăsta? Nu se uită la el? Că n-are nimica, n-are, cum se zice aici, banat după ce să bea apă. Aceasta era mentalitatea cu care l-au tratat. Își băteau joc de el. Știți de ce? Pentru că mentalitatea fariseilor era mentalitatea Vechiului Testament, conform căreia bogăția materială este un semn al binecuvântării lui Dumnezeu, iar lipsa ei este un semn al lipsei binecuvântării lui Dumnezeu, ceea ce astăzi se numește Evanghelia Prosperității. Dacă asculți de Dumnezeu, dacă dai bani la biserică, dacă faci ce spunem noi, Dumnezeu te va vindeca de boli, îți va da o vilă, Dumnezeu îți va da confort, vei prospera în afaceri. Și dacă nu ai toate astea, Dumnezeu, ceva e neregulă cu viața ta. Ceva ai păcătuit tu. Da? Atenție că la majoritatea baptiștilor pe care eu i-am întâlnit înainte, viața mea era aceeași mentalitate. Aceeași mentalitate. Ei se le dau pe aceleași lucruri. Păi noi pocăiții, da, noi pocăiții, da, suntem cu Mercedes, suntem cu BMW, ai grijă ce mașină parchezi printre noi la bisericile noastre, da? Cam aceeași mentalitate am. Hainele și, a, da, n-avem cercei și n-avem asta, dar câte un ceas de aur, câte o nu știu ce, haine numai de la mall, mă rog, scumpe și așa mai departe. Aceeași mentalitate. Dumnezeu ne binecuvântează. Aceasta era mentalitatea fariseilor. Dacă vă binecuvântează Dumnezeu, ce faceți cu această bogăție? O puneți numai pe voi? Faceți-vă prieteni cu bogățiile nedrepte. Amin? Amin. Poate ar trebui să faceți altceva cu ea. Da. Acești farisei se compleceau și le convenea acest raționament din Vechiul Testament, folosindu-l ca să trăiască ei în lux și în confort, în timp ce la templu de ochii oamenilor, așa cum le zice Domnul Iisus în Matei 23, făceau pe cei mai religioși oameni, făceau rugăciuni lungi și așa mai departe. Da. Și spune în versetul 15, el a zis, voi sunteți cei care vă îndreptățiți înaintea oamenilor, oamenii vă cred. Păi ei îi duceți de nas, îi păcăliți cu mentalitatea asta, că bogățiile și traiul vostru bun este binecuvântarea lui Dumnezeu. Voi vă justificați înaintea oamenilor și vă îndreptățiți, dar Dumnezeu cunoaște ce? Inimile voastre. Dumnezeu cunoaște inimile voastre și ceea ce este prețios între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus le spune cam direct, cam brut le spune aici. Mamona este prețioasă și apreciată între oameni, dar este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Mai ales atunci când devine stăpânul vieții tale. Și iei deciziile în funcție de asta. Dacă vii la biserică sau nu vii la biserică, dacă slujești lui Dumnezeu sau nu slujești lui Dumnezeu, cât slujești lui Dumnezeu și cât nu. Dacă te condiționează. Deci ce fel de administrator sunt eu? Credincios? Sau nu?
Vine ziua în care voi da socoteală. Vine ziua în care fiecare creștin va da socoteală. Am lucrat cu tipăcie, am învățat lecția din parabola administratorului nedrept, am lucrat cu tipăcie. Cum am investit avuția stăpânului meu? Mi-am făcut să-i înțelegi o viețile altora că eu n-am. Doamne, știi, doar un talent, doar un talent micuț am avut. Care va fi partea pe care o voi juca eu? N-am știut. Am fost sărac, am fost mic, am fost nesemnificativ. Ce să fac eu doar cu un talent? Zice Domnul Iisus, dacă ești credincios, cu puține lucruri, vei primi multe lucruri. Dacă ai doar un talent, s-ar putea să-l ai pentru că nu ești credincios și nu-l folosești nici pe ăla. Și ce rost are să primești doi talanți dacă nu-l folosești nici pe la unul pe care îl ai? Dacă n-ai fost credincios în lucrul altuia, cine îți va da ce este al tău? Deci, zice Domnul Iisus, alegeți stăpânul, alegeți comoara, hotărăște-te în ce investești. Sau, Dumnezeu sau mamona. Lucrurile trecătoare sau cele veșnice. Comorile pământești sau cele cerești. Doamne, zic creștinii, noi știm că vom merge în cer. Mulțumim că vom merge în cer. Ne ocupăm noi și de alea. Dar știi că aici pe pământ ne trebuie. Una alta trebuie. Lasă, Doamne, când vom rezolva. Avem câteva lucruri pe lista noastră care trebuie rezolvat. Doamne, știi că noi nu putem mânca orice la masă. Noi nu putem merge la orice doctor. Copiii noștri nu pot să se dea în orice leagă, să doarmă în orice așternut, să pună să aibă orice lapte praf sau, noi nu putem merge cu orice mașină sau să îmbrăcăm orice haine. Sau... Doamne, rezolvăm puțin astea și după aia, Doamne, știi că am vrut, dar n-am putut, că am fost la lucru, am două servicii, am trei servicii. Pentru ce? Pentru ce? Lucrați pentru hrana nepieritoare. Faceți-vă prieteni cu bogățile nedrepte, ca să fiți primiți bine. Cine este credincios în lucrurile puține, va primi multe. Dacă n-ai fost credincios în lucrul altuia, cine îți va da ce este al tău? Trebuie să te hotărăști, zice Domnul Iisus. Nu merge. Nu se poate. Și lui Dumnezeu și lui Mamona. Diavolul îi amăgește pe creștini. Lasă că e bine. Dumnezeu știe. Nu trebuie să lucrezi și pentru te... Și te duci și la biserică duminica. Nu? Acum când se poate? Na, la... Faci și ai dat și bani. Bă, păi cât ți-o dat bani, cât ți-ai dat tu? Dumnezeu nu are nevoie de banii noștri. Dumnezeu are nevoie de noi. Are nevoie de inima noastră. Are nevoie să fim credincioși. Începând cu lucrurile mici. Domnul să ne ajute să ne hotărâm. Dacă Domnul ți-a vorbit și trebuie să schimbăm ceva în viața noastră, în administrare, Domnul să ne ajute